La un an de la preluarea celui de-al doilea mandat, primarul Capitalei Ion Ceban a făcut bilanțul și a anunțat că a reușit să implementeze 40% din promisiunile electorale făcute când a fost reales. În timp ce edilul se laudă cu drumuri și trotuare reparate, activiștii observă lipsa unei strategii clare de dezvoltare a urbei, dar și mize electorale în bilanțul prezentat de Ion Ceban. Iar locuitorii Chișinăului susțin că au așteptări mai mari de la administrația orașului. Locuitorii capitalei reproșează primarului că infrastructura orașului este în continuare una slab dezvoltată. Aceștia sunt nemulțumiți de calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor, dar și a căilor de acces în curțile de bloc. El are realizări simple, dar la realizări mai complicate nu are succes. Asta e realitatea. Trotuare și să se poate face simplu, dar niște căi de acces mai mari, poduri, în toate direcțiile. Se repară cu ani. În fiecare zi aștept ceva schimbări, dar din păcate așteptările sunt în continuare. În primul rând, blocurile locative s-a promis că vor fi modernizate, căptușite, dar din păcate nu se văd schimbări. Ești, конечно, недостатки. Те же внутри кварталов тротуары разбиты, дороги ремонтируются, но у нас такой ремонт внутри. Chiar dacă oamenii apreciază eforturile administrației locale de a schimba orașul la față, ei spun că acest lucru nu este suficient. Să construiești pe trotuare, dar știți, uneori, că tot ceea ce puțin deranjează pe mine, permanent asta, dar eu înțeleg că trebuie și poate și lucrul să știi să-l arăți, dar permanent asta laudă că uite, am făcut ce am făcut. Vedem așa, așa. Vin din domeniul educației și vreau să vă spun că la acest domeniu este o avansare. Au pus copaci, am văzut undeva o scos. Ar fi dorit să termine drumurile, să fie bune, sunt drumuri chiar tare rele. De cealaltă parte, primarul Ion Ceban dă asigurări că a reușit să implementeze 40% din prevederile programului de dezvoltare a capitalei. Chișinăul astăzi este un adevărat șantier de construcție și avem viziune de dezvoltare pe mulți ani înainte, elaborând strategii pe termen lung. Știm ce avem de făcut până în 2030, 2035 și mai departe. Avem colaborări, deschideri și parteneriate în diverse domenii cu orașe și capitale. Iar activiștii organizației Primăria Mea, care monitorizează activitatea municipalității, susțin că în raportul prezentat de Ion Ceban lipsesc soluțiile pentru mai multe probleme, cum ar fi inundațiile sau cea a câinilor maidanezi. Potrivit lor, edilul face mai multă politică decât management. În Chișinău există mai multe probleme despre care nu s-a menționat și care, din păcate, nici sau foarte rar sunt abordate în timpul ședințelor operative ale primăriei pe care noi le monitorizăm. Și aici mă refer la probleme pe cum inundațiile, lipsa unui plan urbanistic general actualizat. Dumnealui, cu orice ocazie, pentru a-și câștiga capital politic. La fel, această conferință nu a fost o excepție. Nu este clar această campanie continuă de promovare a echipei partidului, care se face din bani publici, în spațiile publice, transport public de asemenea. Amintim că Ion Ceban, liderul partidului Mișcarea Alternativa Națională, a obținut al doilea mandat de primar al municipiului Chișinău în urma alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.